Bună dimineața, bună dimineața la toată lumea! Salut, salut toată comunitatea, salut toți șacalii frumoși și voinici și să-i dăm drumul la continuarea vlogului de ieri, să terminăm povestea și poate diseară să sperăm că vom intra și live, să mai facem câte o discuție frumoasă de unde am rămas cu acei doi meseviști unde am povestit cu copilul îngropat și cu familia lui, membrii din neamurile lui, din familia lui Niculescu. Dar azi vom relua vlogul de unde am rămas și să-l terminăm și ne gândim pe urmă, data viitoare, la alte povești frumoase și adevărate, așa cum v-am învățat eu pe voi. Forța, șacalii! Forța, mă, frate! O, mai ține, dăm pe vloguri, dăm pe live-uri. E frig afară. Băi, fraților, deci rămăsesem cu Duba, plecasem pe cursă, ne băgase la cușetă, pe mine și pe Pardiță și vă repet încă o dată iar despre Pardiță, ăsta un băiat extraordinar și îl salut pe această cale dacă mă vede, imposibil să nu mă vadă, pentru că vorbesc cu el, am vorbit cu el și acum câteva zile, am rămas într-o relație bună de prietenie și chiar este un băiat, a fost, este și va rămâne un băiat foarte, foarte respectos și rămâne fratele meu toată viața mea și a lui. Așa e frumos, pentru că ne-am înțeles foarte, foarte bine și chiar a ținut aproape și a dat dovadă de băieție și de gladiator. Gladiator era, bă, Pardiță, să mor dacă nu era gladiator puternic. Nu vă gândiți că era înăltuț așa, aproape 1,80, să zic așa, cam avea, și nu era, era fibros așa, nu era vreunul mare așa să ziceți ca, bă, să zici că are așa. Da, făcea, frate, sport la în forță și acum face sport. Păi ne-a băgat pe cursă, la cușetă, noi la cușetă acolo am mai râs, am mai povestit, mai strigam la alți deținuți care mai erau pe acolo până după, mai schimbam câte două, trei vorbe, făceam caterică să ne treacă timpul până la. Ce ne discutăm noi în Duba acolo, eu cu el în cușetă? Ce zic, băi, Pardiță, dacă e, poate îl prindem pe ăsta, pe ciuflingarul ăsta, îl prindem jos aici și îi dăm câteva pe maxilar, așa, să simtă. Gata, frate. Acu ei ce face? Când ajungem la Tulcea, ursa toată Duba, ce face? Dă Duba mare jos, aici n-a știut să mai gestioneze ei ștou cum trebuia să facă. Dacă ne dădea pe noi primii, vă dați seama, ne băga direct pe cameră și la revedere. Dă toată cursa jos și ne dă și pe noi de la cușete. Mai eram noi, mi se pare că mai era o fată sau două pe curse, că e și fete pe curse. Le ținem la cușete separate. Ce mai râs cu ele așa, până găurile alea, că ai o sită de aia, o ușiță de aia mică așa, la cușetă și mai găsește aia deschisă și mai stai de vorbă cu el. Când coborând jos acolo, îl vede Pardiță, era aproape de biroul la comandant. Și face semn ca să iau eu bagajele și să ducă el repede să-l prindă. Eu acum vreau să-l prind și eu, ai înțeles? Dacă Pardiță a zis, lasă, domne, că mă duc eu, ai înțeles? Bun. Du-te, mă, frate. Mă duc eu, iau bagajele. Aveam așa câte un bagaj de mână de fiecare, că știam că nu stăm mult și stăteam pe doar câte era afaceri. Intră el pe PPD-ul ăla mic acolo la Tulcea, că era un PPD-ul mic așa. Când direct biroul la ofițerii era, cum intra imediat pe dreapta. Îl prinde Pardița acolo și îl umflă. Ce să mai călea direct la punct, direct. E de ea, da niște ciocantine de... Ia sări mandibula pe biroul la comandant. Băi, să înțelegeți că eu nu povestesc aici ca o laudă, ca o aroganță de asta, ca o fală de asta, să spun așa. Povestesc doar întâmplări din ordinea interioară. L-a umflat, frate, nu mai putea să-l mai ia gabore, era 7-8-10 gabore acolo, nu mai putea să-l mai scoată de mâinile lui. Acum gaborii tari în gură pe Pardiță, că nu-l cunoștea, el venise pentru prima oară pe afacere cu mine la Tulcea acolo.
Și ce-o fi? Stai, bă, că luăm noi pe ăsta acum, pe moldoveanul ăsta, cu asta, ce facem noi și ale. E, n-am văzut, eu așa am dat cu gențile alea direct pe Gabor, că l-a luat la un moment dat, l-a prins cu pardiță, l-a luat în brațe, erau 7, 8, 10 Gabori era pe el acolo. Ăsta zbiera cu tare, băi, stați cu, băi, dau un voi, dau, nu, că nu zicea la mișto că dau un voi sau asta, înțeleg? Că avea sânge în el, nu era, parcă era prima dată când lovise el cadre sau asta. Da, zic, n-am cum să-l las acum. Dau cu gențile alea, bagajele alea care le aveam noi direct pe gaură. Băi, lăsați-l, bă, în pace, dați-vă drumul de aici. Băi, ia stați, bă, leau pe unul, îl trag așa, leau pe unul, vă leau pe pardiță. Băi, stați, bă, la unul, că ăsta-i fratele meu, cu mine, am venit pe acolo. Păi, da, domne, dar ce a făcut, l-a bătut pe ăsta-i? Păi, ăla a făcut ceva. Dă și-a luat bătaie sau n-a făcut nimic? Și-a luat bătaie așa, că a vrut pardiță să arate că-i smardoi. De ce nu pui problema altfel? Să vezi ce a făcut și ăla, să vezi greșelile lui ăla, că tu nu știi. Noi am intrat acum pe cursă aici și voi nu știți de capul vostru de ce sunt, tot sunt scandalurile astea între deținuți. Și mai ales în cazul nostru. Noi vorbim de cazul nostru. Turavur acolo de... Ne-a luat cu bagajul. Hai, bă, bine, băgați, hai, la cameră cu voi, gata, terminați cu balamucul, terminați cu alea. A venit și regim și pază. Ia-l și pe ăla la reprize. Luam pe ăla de câte ori îl vedeam, îi spuneam, ce dracu, bă, zici că e șef de CAP-ul, avea un costum de 69, cred că, de când se schimbase codul, pentru prima oară codul penal în România. Venea el în costumul ăla vechi, așa, cred că era costumul, fostul costum de generică. Murea ăla să uftica când îl luam, du-te bre, de aici, lasă-mă, dracu, ce dracu, nu-i ziceam, zic eu acum așa, dar ce jurături îi dădeam și ce nebuneală băgam eu în el, că ăsta regin și pază mi-a zis mie odată, băi, zice, ia fi atent tu cu atâtea scandaluri și atâtea brele care le faci tu pe aici. Vezi că pe mâna mea a trecut mulți, băi, băi, ești nebun la cap? Dar zic, probabil că n-a fost ca mine așa. Și ce ai făcut tu dacă a trecut mulți, bă, ce le-ai făcut? Ai belit pulii, ce dracu le-ai făcut? Nu te dracu, bă, dă brabla, dracu. În fine, mi-a dat el câteva nume sonore, așa, știam pe gen cum a fost Elică Dragomir, îl pusese cu restrictivă într-o perioadă mai îndelungată la Tulci acolo și încă câteva nume mai sonore așa. Du-te bă dracu de aici și vrei să spui că ai pus tu capalul Stelică Dragomir. A, bă, să fii serios, pleacă dracu. Bă, normal că te sicilează, te turchidește garda, ia măsuri cu tine, dar ce poate să facă până la urmă? Când faci rele, să lasă și ei la mâna lor până la urmă, că asta e. Băi, frate, am intrat cu un halai în camera. Acolo unde crezi că ne bagă, nu ne mai duce sus. Că normal era camerele sus pe scurtă, dar dacă desfințase maxima siguranță, acum camerele erau goale. Le amenajea și ei pentru alt regim, că sus era regim de semi-deschis. Ne bagă jos pe izolare, da? N-aveam decât o ghiuvetă în cameră, cei că suntem la restric. Fostele camere de restrictive era. Unde ne-a băgat pe noi pe izolare acolo. Stăm noi vreo 10 minute și ce facem o partiță? Păi ăștia ne ține aici. Noi nu avem nici baie, nu avem nici cele, o răpănoasă de ghiuvetă, e mucegai în camera acolo, era camerele, pereții a mucegăiți, vai și amar de capul lor. Băi, zic, ia stai, bă. Noi lăsasem gențile alea care le aveam, noi aveam câte un bagaj de mână, lejerie, ce mai aveam noi, mâncare, dulciuri, țigări, ce aveam acolo pentru o săptămână, că stăteam noi, 3-4 zile. Ne luasem la noi, că știam că nu ne ține mai mult. Și chiar dacă vrea ei să ne ține mai mult, făceam noi în așa fel și ne punea pe cursă, nu rezista ei cu balamucul nostru. Ia, hai să urcăm gențile astea sus aici și să batem ușă. Bate noi ușă, vine supraveghetorul. Ce vă dă bate? Și, băi, tu te vă dracu, de ce facem ăștia? Ne-a băgat aici și nu ne mai scoate. Zi vă dracu la ăia, vă să ne ducă sus la maxim acolo, mă, că e camere libere acolo. Eu știam tot rostul acolo, știam tot mersul acolo, că mai fusese, stătusem o grămadă de timp, stătusem la maxim acolo. Dar ajunsese într-un timp când desfințase maxima de la Tulcea și îi mutase pe toți la Poarta Albă. Normal, Tulcea nu avea maximă, dar stătea mulți pe afaceri care era din zona de acolo, din Tulcea, să nu-i puie pe la Poarta Albă, pe la Gherla, pe la Mărgineni, pe unde era pedepse mari, pe la Aiud.
Și așa ei stăteau în afaceri săraci ca să fie și ei mai aproape de familia lor, să aibă posibilitatea să vie la ei. Dai seama, îl transfera pe ăla la Gherla, păi făcea două zile, două nopți, duș și întors. Și așa stătea pe afaceri. Și cea stabilită ăștia, tot din cauza la nebuniile astea, că am stricat pușcăria acolo. Pe bune, dar n-am stricat pușcăria acolo, am dat peste cap toată maxima aia când m-am dus acolo. Și nu v-a zis și Varan, ce am făcut acolo, tâmbălă, plecase ei pe cursă, toți rămăsesem eu acolo, mi-a venit mie neboleala. În fine, asta am mai spus eu pe vlogurile mele, o să mai spun și alte năzbâtii de-astea care le făceam la ordinea interioară. Ce mă hotărăsc cu partiții? Stai bă, așa, vine gabonul ăla, poate mă mușe, vine el, stăm de vorbă cu el, păi stai bă, că eu nu sunt în măsură, așa era, că n-avea el, nu era dreptul lui, nu era el în măsură să ne mute, să ne ducă, să ne sucească unde era normal. Băi, vezi ce faci și stăm noi, așteptăm noi vreo 15-20 de minute după ce vorbim cu supraveghetorul, nimic, iar batem la el. Vine comandantul de secție. Vine comandantul de secție, care era Pantăia acolo, că era de regim închis Pantăia, și stăm de vorbă cu el. Băi, vorbește bă cu ăștia, bă, vorbește cu comandantul papa ta să ne ducă pe o cameră de aia. Cine i-a dus pe noi în mucegaiul ăsta, mă, mizeria asta, berăria asta aici, bă. Ce să facem noi aici, bă, doi nebunii la cam la oscă, dacă nu ne mută astăzi, ne duceți înapoi la portal, păi noi am venit să stăm în mizeria asta. Bine, vă așteptați un pic. Așteptăm noi. Ei tot trăgeată. Ia, stai, mă, așa. Aru noi țevile. Aru conductele de apă. Aru ghiuvet. Aru tot. A început să iasă apa din cameră, să iasă direct pe hol. Era o lăcăraie acolo. Deci ai că e brațul chilie acolo. Dă-i cu apa, ai înțeles? Păi cine putea să mai oprească apa aia? Că nu era niciun robinet de la noi. Am rupt țevile alea, am rupt tot, ai înțeles? Am făcut o lăcăraie acolo, dă-i, bă, dă-i foc la saltele, facem tămbălău, facem alea, ai înțeles? Într-un final, ne ia și ne mută sus pe patra. Ce zice, hai bă, că nu-i dă chip cu ăștia, lasă-i drept să-i ducem pe patra acolo, să mai potolim, să-i mai așa. Și de asta vă spuneam în vlogul trecut, când e frate Dumnezeu să nu îl ierte cu acel nemernic și să ți-l scoată în cale, păi ți-l scoate, mă, frate, mă, și ți-l aduce în mână ca să poți să îl guiți pentru relele, să le plătească relele care le-a făcut, nenorocirile, vorbele proaste, urâte, sifonelele, că a făcut și sifonel ăsta, prințul ăsta a făcut sifonel cu telefoane, cu unii, cu alții, am auzit noi pe parcurs lucrurile astea și a fost adevărate, nu a fost minciugă, nu prea scoate, că înainte hoțul avea care caracter așa, avea calități, frate, nu scotea vorbe așa aiurea la câte un om, la câte un băiețaj, la câte un ăsta. Și îți dai seama, în moment ce lumea știa că a făcut rele și astea, s-a auzit, nu? Că n-are cum să nu s-audă. V-am mai spus și mai mă repet încă o dată. Garda e bună atâta timp cât se folosește de tine și aduce ceva la cunoștință. Când nu mai ai ce să-i mai aduci la cunoștință, ia-l, știi cum te aruncă așa, că pomosea stricată, ia-l. Dă-l de aici și așa, dă-l pe mâna la șacal, dă-l în colții lui ca să vină. A dat pardiță de la găsie, draci. Am stat noi vreo 4-5 zile, am stat noi la maxim ca acolo sus. Păi oameni, bă, dacă vedeați gardă ce ieșea cu noi, păi băteam pe toți care îi prindeam pe col, pe acolo, semideschis, tot ce prindeam. Am mai prins pe unul, pun lățos iar la instanță. I-am dat și lui lățosul ăla, că aveam draș pe el un sifon, tot așa. Eram când eram la maxim acolo, stătea la protejați, să protejați acolo, să făcuți o cameră de protejați, îi băgasem la protejați și tot vorbeam în dinți așa, dacă nu putea să găsească cu mine, vorbeam în dinți așa și l-am prins la instanță, în una din zilele astea cât am stat noi acolo vreo 4-5 zile, l-am prins la instanță și cum crezi că l-am tras? Direct pe gratie l-am tras. Noi era tot așa, era o cușetă acolo unde ne țineau o cămăruță mai mică și pe ei țineam într-o cameră mai mare și trecea pe un hol așa, pe fața noastră. Camera noastră era aici și holul pe aici și trebuia să intre în cameră. Am fi mâna în el și l-am prins. Mai mult pardiță l-a prins de lațile alea, că avea, ziceai că e Van Basten ăla gulit cu părul mare așa, că el ar fi pardiță, că era mai înalt, având mâna alonja mai lungă, l-a tras și dă-i,
i-am dat noi pâncrate aia, era ăla ciocârlanul ăla, stai să-ți dăm futus Dumnezeu, mă, să simți, ți-aduce aminte ce al dracu erai, ce țipai tu de sus, de acolo, ce tam-tamul făceai, ce tâmbălău făceai, mă, aia să mă legați cu telefoane. Trăgea gaborul de el și noi trăgeam de el, gaborul trăgea de el și noi de el, și dă-i, și dă-i. A, am făcut numai rele, numai panarea mea. Dacă vedea la curtea de aia cum ne scutea, eram decât noi doi. Și la curtea de aer avea niște scurgeri de-astea de apă, de jur împrejur la toată curtea. Era cam măricică curtea de aer, turnată cu beton așa, curată, frumoasă curtea de aer, să zicem așa. Și avea niște grătare de-astea. Am luat grătarile alea, că dacă mergea, intra cu noi vreo câte 15 gaburi acolo, 12-15 gaburi intra cu noi în curtea de aer. Cine mai păzești, mă, după ce suntem în curtea de aer? Ne ținea și cu cătușile legate la mâncare, altfel nu ne scotea din cameră. Până nu băga mâna pe gratie așa, ne punea cătușile, nu ne scotea din cameră. Așa era. Eram gestăriști, aveam grad sporit de risc. Și în cătuși așa, a, nu, ce zic cu partiță odată la el? Ia mă să-i luăm noi pe ăștia, pe ciumpala aceștia, să vedem ce le poate cap. Să-i luăm un pic cu grătarile astea, aici. Să scoate astea, să scoate, mă, că zic, știu eu că să scoate, aici. Ne-am pus noi așa, într-un colț acolo, am tras un pic de ele așa. Și noi mai alergam pe la aer, mai alergam, mai fugeam, mai făceam mișcare, înțeleg? Mai făceam flotări așa, chiar dacă eram cu cătușul la mâini. Puneam așa, ne puneam pe că erau niște băncuțe de alea sudate de fier, așa, de jur împrejur. Și ne puneam așa cu mâna una lângă alta și făceam așa. Și au și spunea aia, băi, ce faceți, mă, voi vă antrenați ca să puteți să evadați, să săriți gardul, să... Niște proșii ăia, ce dracu, mă, ne-a dea nouă de evadare sau de lucruri de-astea. Nu că n-am încercat în toată detenția mea să evadez. Am încercat, dar nu mi-a ieșit. Și cam asta a fost, dar mi-a reușit, că o făceam și pe asta. Asta mai lipsea să o fac, că le făcusem pe toate, dracu. Și am luat cu grătarile alea să vezi ce fugea. A strigat la ofițer, deschide poarta, bă, să putem să ieșim. A, noi făceam la mișto, nu să dăm în ei, să alea, că dai seama că ne ajungeam la mandat. Și așa când am ajuns la Poarta Albă, ne-a venit o grămadă de rapoarte, cred că aveam vreo 15 rapoarte în câteva zile care am stat noi acolo. Și eu și Pardiță. Mie mi-a venit și de alea de plată. Că Pardiță deja avea niște despăgubiri de alea de plată, niște distrugeri de-astea. Și mi-a venit și alea de mi-a luat banii din cont. Nu mai țin minte, nu știu, 3-4 milioane, cât dracu, țeavă, țeavă și o ghiuvetă, cât dracu putea să fie. Și cam asta e, frate, cu orgoliul lui Pardiță, foarte, foarte băiat de caracter și foarte băiat de onoare, așa, demn de el, moldoveanul. Și moldovenii, într-adevăr, sunt băieți ca lumea și sunt băieții care ține aproape. Băi, fraților, voi reveni cu alt vlog în continuare, vom intra și pe live. Și până data viitoare vreau să reamintesc la puști ăștia din ziua de azi să fie cu minți, să meargă la muncă, să-și formeze o meserie, indiferent care este ea, și cel mai bine este pentru ei, mai ales în zilele astea, care sunt zile de foc, de uragan, nu vedeți ce e cu puști ăștia, să evite anturajele nocive, cu toate că le este greu să înlăture anumite persoane, anumiți oameni din viața lor, este cel mai bine pentru ei atâta timp cât vede că cercul lor de anturaj îi trage în jos și nu încearcă să evolueze. Nu, să-și caute oameni care încearcă să evolueze, să vrea binele, pentru că așa vor rezista în libertate și așa vor avea o viață frumoasă și liniștită. Și indiferent de situație și indiferent în ce necazuri să bagă ei și în ce anturaje proaste și urâte să bagă, întotdeauna să spuie familiilor, membrilor din familia lor în ce s-a băgat, că familia este cea mai în măsură care poate să-i salveze și poate să-i scoată din anturajul ăla urât și mizerabil. Până data viitoare vă salut cu drag, cu tot respectul și abonați-vă la canalul meu de YouTube, Laur Șacalul, vă aștept cu mare drag. Și rog pe toți prietenii mei, pe toată comunitatea, să dați distribuiri și să la prietenii din lista voastră, după Facebook, după WhatsApp, după cum aveți voi, să aboneze la canalul meu de YouTube,
să mărim comunitatea, pentru că suntem niște oameni respectoși, niște oameni frumoși și niște oameni liniștiți. Până data viitoare, vă salut cu tot dragul, încă o dată la mulți ani, multă sănătate la toată lumea și un an nou cu multe împliniri. Forța șacalii! Forța, mă, șacalul, mă! Vă pup!